asta un tip talentat, n-am ciuchi atât de talentat până nu l-am luat live din carantină. Bună dimineața! Bună dimineața! Îmi cer scuze frizerilor lui, eu și un semnal de alarmă, nu e părul lui, a venit cu casca de motocicletă. Să știi că nu ești primul care spune asta, mi s-a spus de nenumărate ori, m-au întrebat oamenii, băi, perucă? Deci vă dați seama în ce hal am ajuns să arăt, dar mâine promit că dau căciul asta jos și mă trebuie. Nu, băi, ești, băi, de ce? A, poate rămâi cu ceva. Connector ieri mi-a zis că îi place, că bine pe păr, man, bine, da, foarte bine. Păi foarte da. Bine, foarte bine pe păr, să știi. În pozele cu ochelari aviator, să știi că aduci cu el, mai trebuie să-ți iei mai eu accentul ăla, ce-ți mai trebuie. Piesa asta s-a născut acum, zilele astea? Nu s-a născut acum, s-a născut înainte de a intra în izolare. Am compus-o cam în 45 de minute, muzică-text, și am împachetat-o în aproximativ o săptămână. După, mi-aș fi dorit să-i facem și un clip, însă nu am reușit. Pentru că a apărut în izolare, exact. Practic. Și am lansat-o cu un lyric video, a primit feedback foarte, foarte bun și le mulțumesc oamenilor care au distribuit-o și au share-uit-o mai departe. Și am foarte multă muzică, n-am stat degeaba, chiar pentru la vară pregătesc primul meu album din carieră. Și băi, ești nebun! Da. Auzi, tu ai și piese mai happy? Adică... Da. Da? Albumul ăsta o să fie, da. Și de ce întotdeauna, chiar discutam cu cineva din domeniu, tu ai... Tu ești firea asta jucăușă, tot timpul vorbești, glumești, imiți multe voci, poți să faci multe lucruri, dar pe piese ești foarte deep și cred că o grămadă de femei au un bloc când prind treaba asta. Da, așa este și primele piese pe care eu le-am lansat aveau cumva nuanța asta mai optimistă, dar am zis ca lumea să-mi descopere și celelalte laturi ale mele, să mă vadă și mai melancolic și mai deep și mai... Pentru că artiștii așa trebuie să fie, adică trebuie să abordeze subiecte diferite. Categoric. Vă rog să-l urmăriți pe Eduard Sanda, face lucruri simpatice online, bineînțeles că doar online se poate pe TikTok, asta. Pe Instagram, mai nou și pe YouTube am apucat de vlog. Am învățat chestii noi în izolare. Ok. Deci urmăriți-l pe Eduard Sanda.